După, vă dați seama, după modă, practic avem două PS și acum trei PS cu trei. Tot cu Iulia. Like it, Iulia, bine ai revenit! Bine ați revenit, fetelor! Colegele noastre bună sunt dimineața. Aici. Mă bucur că și voi sunteți la fel de mândri ca și mine, de colegele noastre. Pese, n-am spus. Alături de noi astăzi sunt Liliana Curea și Andreea Groza. Liliana este reporterul nostru acreditat pe Sănătate și ei se datorează multe dintre informațiile exclusive pe care le vedeți în cadrul știrilor Pro TV atunci când vine vorba de sănătate. Pe Andreea Groza o știți de la Ce se întâmplă, doctore? O vedeți și pe ea dimineața în cadrul materialelor de la emisiunea Ce se întâmplă, doctore? Și trebuie să spunem și asta, acum pe perioada pandemiei a lucrat pentru prima oară și pe știri, nu? Pentru știrile Pro TV, pe Sănătate, da. Fetelor li se datorează și conținutul de pe noua platformă din portofoliul digital Pro TV, Doctor de Bine, o platformă unde găsim informații nu doar legate de coronavirus acum. Povestește-ne tu mai multe, Liliana, ce găsim acolo? Bună dimineața, în primul rând, Iulia, și mulțumim pentru invitație. Așa cum suntem obișnuiți la ProTV, platforma doctordebine.ro, îndrăznesc să spun că va face diferența față de alte site-uri care sunt pline de informații, cu informații despre sănătate. Găsim pe platforma doctordebine.ro orice informații, începând de la informațiile despre coronavirus, ce este, cum a apărut, cum trebuie să ne protejăm, dar nu doar despre coronavirus, ci orice patologie, orice afecțiune care afectează copiii și nu numai. Noi am început acest proiect undeva, cred că în luna februarie, dacă nu mă înșel. Am pornit de la ideea de a aduce în fața oamenilor, în special medici pediatri, pentru că părinții sunt foarte mulți și foarte interesați de informațiile despre sănătate. Atunci când apare un copil, evident, apar și foarte multe întrebări. Și tu știi foarte bine că oamenii tot mai mult își îndreaptă atenția către internet și își iau informațiile de pe internet. Însă trebuie avută foarte mare grijă de unde anume și ce fel de informație. De asta noi ne-am propus și am venit cu acest proiect, astfel încât să existe acolo informații corecte și venite direct de la specialiști, de la oameni avizați care au evident păreri pertinente și care să ajungă mai ușor la cei care au nevoie. Andreea, te rog să ne recomanzi câteva articole de pe Doctor de Bine. Eu continui acest proiect alături de Liliana, pentru că cu doi puterea crește, să zicem. Nu pot să vă recomand, ci pot să vă spun că în fiecare zi trebuie să ne răspundem la o întrebare. Întrebarea este ce să fac eu astăzi ca să supraviețuiesc. Din această întrebare, ce să fac eu azi ca să supraviețuiesc, ies foarte, foarte multe povești despre sănătate, despre biologie, despre mine, despre tine. Motiv pentru care... Despre noi. Despre noi. Motiv pentru care ne punem întrebarea asta de 7 luni, suntem și conștienți de ea, cei mai mulți dintre noi, suntem conștienți că în fiecare zi, cum facem? Cum să fac să fie bine? Cum să fac să fie bine și mâine? He, și în acest moment avem și o posibilitate, cum să zic eu, o platformă în care putem să punem această întrebare sub toate formele ei. Găsim așadar informații și despre nutriție și pentru părinți, pentru copii. Deci din medicale, biologice, chimice, dacă vreți, fizice. Să le vedem pe toate în același loc, pentru că noi suntem o biologie. Știi, Iulia, că toată lumea acum se întreabă ce să facem, sau oamenii s-au săturat de atâtea restricții, de atâtea luni spunem la televizor să respectăm regulile, să ne spălăm pe mâini, să purtăm mască. Dar să știi că poate lumea nu conștientizează încă sau nu suficient de mult, chiar dacă am tot spus la televizor în fiecare zi și acum și pe această platformă. Îți dau un exemplu. Am fost în 2016, după tragedia de la Colectiv, în Viena. Am filmat la o clinică pentru că atunci apăruse problema cu infecțiile intraspitalicești și am fost acolo să văd cum se protejează ei acolo, ce reguli respectă, de ce numărul de infecții intraspitalicești la ei nu este atât de mare ca la noi. Și am ajuns acolo, eu foarte pornită, haide să vedem cum faceți aici curățenie, igienizare, și am ajuns acolo și mi-am dat seama că nu prea am ce să filmez, nu prea am, zic și eu, ce fac mai departe? Pentru că totul se rezumă la a respecta niște reguli foarte simple de igienă, dar trebuie să fim cu toții conștienți că trebuie într-adevăr să respectăm aceste reguli. Indiferent că mergem într-o unitate sanitară, că suntem acasă, cu atât mai mult acum când avem acasă bunici sau... Că suntem acum și respectăm distanța.
Doctor de Bine a început cu o emisiune care era difuzată săptămânal, exclusiv online. Acum putem vedea această emisiune și pe platforma Doctor de Bine. Da, a început proiectul cu emisiune, așa cum spuneam, pentru dedicată copiilor, cu medici pediatri. Era live joia de la ora 11. Din păcate, din cauza pandemiei, a trebuit să ne adaptăm și noi aici regulilor. Acum este înregistrată, dar vom relua, după ce va trece toată această nebunie, vom relua emisiunile live. Găsim emisiunile în fiecare joi de la ora 11 pe doctordebine.ro, dar și pe site-ul știrileprotv.ro. Exact, la secțiunea Doctor de Bine. Dacă aveți întrebări pentru fete, vă rog să le căutați pe Facebook, pe Instagram, pentru că sunt foarte prompte și vă ajută cu tot ce aveți nevoie și sunt o sursă sigură pe care noi o recomandăm. La ele apelăm și noi atunci când avem întrebări în domeniul sănătății și vă mulțumim, fetelor, faceți o treabă tare bună. Mulțumim și noi!